Salutare, prieteni. Eu sunt Narcis, la manșă prietenul Marcel. Salutare. Și nu suntem singuri. În spate avem pe Geia. Minunata Geia, pe care ați văzut-o, se antrenează de câteva zile intens pentru acest moment, pentru această zi. Mergem la Brașov cu Geia pentru a întâlni viitoarea ei familie. O familie de români stabilită în Germania, la Berlin mai precis. O familie cu copii, din câte am înțeles. Suntem foarte nerăbdători să vedem această întâlnire și cum se va desfășura. Înțelegem că au venit special din Germania pentru a o întâlni pe Geia. Rămâneți cu noi și de îndată ce ajungem, arătăm ce se întâmplă. Astăzi pe Geia, o fetiță de 2 ani și jumătate din adăpostul Speranța. A fost adusă până la Brașov să cunoască toată familia. Întregul proces de adopție a fost extraordinar de ușor și am descoperit o echipă de oameni foarte dedicați și prietenoși. Se adaptează acum chiar mai repede decât ne așteptam. Se bucură de curte și de iarbă și de un prieten nou. Și vă mulțumim foarte mult pentru întreaga susținere de-a lungul procesului de adopție și pentru faptul că ne-ați îndrumat foarte bine.